Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire care să dezvăluie care sunt energiile acestei zile. O citire intuitivă. Au și grăbit niște cărți să vedem ce se grăbește pentru astăzi. Lucruri neașteptate, să știți. Astăzi puteți afla și de niște secrete. Secrete care țin poate de un bărbat cu care voi poate ați avut niște conflicte. Sau cineva care nu prea vă are la suflet. Mai poate să fie și că mai auziți de cineva care trece printr-o neplăcere, fie din cauza unui bărbat, fie acest bărbat este el într-o neplăcere. Poate fi legat de niște intrigi, conflicte care le are el, lucruri care ies acum la suprafață. Puteți afla așadar de niște lucruri ascunse care ies la suprafață sau de cineva care este într-o dificultate din cauza unor intrigi. Sper să nu fiți voi care să intrați într-o dificultate din cauza unor intrigi. Puteți avea și niște vise profetice sau, nu știu, insomnii și în timpul insomniilor să aveți niște viziuni, ceva, o premoniție, o presimțire, posibil și acest lucru. Dar, în orice caz, e un avertisment că și vremea poate fi cu surprize plăcute, între ghilimele, mai puțin plăcute. Da? Apele pot fi, într-adevăr, vântul, dar și focul, să știți. Chiar dacă plouă, focul totuși poate crea o problemă, cum ar crea un scurt circuit, de exemplu, din cauza umezelii. Mai conta pentru voi poate și cum arătați astăzi, poate că vă preocupă și cum arătați, să vă îmbunătățiți aspectul fizic, doamne, sau veți avea de-a face cu o doamnă frumoasă, o doamnă arătoasă. Haideți să vedem, varianta numărul 1 roșie, numărul 2 albă, numărul 3 verde, alegeți intuitiv și să vedem ce dezvăluie oracolul. Energiile generale, într-adevăr, sunt niște energii puțin puternice, care pot fi conflictuale și din cauza grabe cuiva de a demonstra ceva, de a face ceva, sau ambiții. Pot veni vești, pot veni noutăți, dar poate și această grabă. E o zi în care poate e într-adevăr nevoie să echilibrați energiile. Puteți primi niște vești legate și de o acțiune care să se demareze mai repede cum ar veni. Haideți să demarează 1, 2 sau 3. La ce vă puteți aștepta astăzi în planurile importante? Vedem dacă astăzi dorințele se îndeplinesc, ce spun cărți. Numărul 1, numărul 2, numărul 3. Roșie, albă sau verde, alegeți varianta cu care voi rezonați. Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video, de oriunde ați fi. Vă doresc să fiți bine, să fiți în siguranță, să aveți parte de o zi armonioasă, un început de săptămână fantastic. Haideți să vedem cu varianta numărul 1, varianta pietrei roșii. La varianta pietrei roșii sunt cam sucite la voi aici astăzi niște lucruri, să știți. Într-adevăr, ar putea să aveți vești așa care vin pe neașteptate. Să știți că pentru unii dintre voi poate fi și o zi karmică, adică aveți cumva aici o lecție de învățat care pentru unii poate să fie bine trecută, pentru că ați învățat, dacă aveți un examen, spre exemplu, și ați învățat bine, este foarte posibil să-l luați, pentru că văd aici că înțelepciunea, lucrurile bine făcute, cum se spune, cu seriozitate, cu responsabilitate și într-un mod corect, ar putea aduce un succes, o reușită, o realizare. Sunt speranțe, așadar, de vești bune, sunt speranțe de o planificare, sunt speranțe de a vă obține, de a vă împlini dorința care o aveți. Dar acolo unde karma nu este prea pozitivă, poate fi și o karmă de astăzi, de ieri, de anul trecut, de acum 5 ani, 10 ani, 100 de ani, din altă viață. Deci aici cumva karma asta, uneori karmele nu e că în viața viitoare plătești pentru viața asta, ci chiar se întâmplă să fie karma care să te atenționeze pe loc sau mai târziu sau
Deci aici este o situație în care vine cumva astăzi ca o plată, ca o răsplată, ca atunci când ai dat deja examenul și aștept să vezi rezultatul. Aici poate fi o situație care deja ai făcut-o conștient sau inconștient și acum ți se întâmplă o ceva care să-ți arate unde ai greșit cândva, ce trebuia să faci altfel. Sau vine ca o răsplată, să-ți arate că acolo cândva tu ai făcut ceva foarte bine, conștient sau inconștient la fel. Da? Pentru că karma nu ține cont că ai fost conștient, că nu ai fost conștient, ea vine și îți arată că trebuie să fii conștient, trebuie să trăiești la modul prezent, conștient, indiferent ce faci bine, rău, trebuie să fii conștient și să asumi responsabilitatea. Adică și rău dacă faci și o faci conștient, cu atât mai mult că asta îți arată că tu nu ești pe drumul cel bun. Dar și dacă o faci inconștient răul, karma mai târziu vine să-ți arate că n-ai fost pe drumul cel bun. Deci văd așa o situație, pentru că văd aici o schimbare care poate veni. Deci poate veni o schimbare la unii care să nu prea îți placă, pentru că e justiția aici la capăt. Ca și cum vine și-ți arată, hei, vezi că nu e ok. La alții poate să vină justiția să-ți facă dreptate. Aici nu în sensul literal al cuvântului că aveți vreo problemă, vreun proces, ceva, ci e o chestiune de sinceritate, relațiile care le aveți. Deci aici văd că există o schimbare. Văd că, eu zic, karmic, într-adevăr apare îngerul aici care vine cu o veste. Vestea asta poate să fie chiar un miracol pentru voi, care are legătură poate și cu cineva din familie. O să aflați secrete. În orice caz, este o zi în care sunt speranțe să vină vești bune, să mai învățați ceva. Copiii, familia vor juca un rol important, veți descoperi ce rol, cât de important e ceva în familie, între copii, părinți, sau să ai copii, sau să cum te înțelegi cu părinții, cu familia, cu o anumită persoană din familie. Văd că energia feminină joacă un rol foarte important aici. Se schimbă ceva, sunt speranțe să se schimbe ceva în bine, poate să facă mai multă dreptate pentru doamne, spre exemplu, să aibă mai multă responsabilitate, mai mult respect în societate, spre exemplu, să contribuie mai mult la creșterea, educarea, vindecarea copiilor, societății în general aici, poate fi și justiția, văd. Deci persoanele înțelepte, persoanele care au poate o anumită moralitate, moralitate mai respectabilă, cum se spune, deci sunt o, nu se pun îndoieli asupra moralității lor, nu sunt îndoieli asupra moralității lor, sau se caută astfel de situații, adică de a se aduce, vedeți că sunt aceste vestea îngerului care vine exact legat de această chestiune, de a fi mai mult respect și mai multă moralitate, mai multă justiție, mai multă dreptate, sunt speranțele acestea să se rupă cumva de o situație. Astea sunt veștile care le aflați. Acum, în plan profesional, posibil că unii dintre voi treceți printr-o schimbare. Aveți o clarificare de făcut. În plan relațional aveți speranțe. În plan financiar, profesional, aici e o chestie de karmă, de bani, de karmă. E posibil să vină o veste bună, e posibil să vă vină o propunere de un job în care să vă aducă niște bani sau cineva să vă ajute, dar aici sunt niște karma voastră. Legat de sănătate, e foarte posibil că vă veți ocupa mai mult de propria sănătate sau chiar veți studia în acest sens sau veți ajuta pe cineva. Surprizele voastre sunt neașteptate, pot veni și printr-un intermediu, unei revelații, unui vis, unei viziuni, unor secrete care le aflați, dar totul trebuie dus, să zic așa, totul duce ca să se aducă o dreptate, a se împlini destinul în sensul corect. Destinul e cum ți-l alegi tu. Tu faci schimbări, la liberul arbitru, decizi pentru tine, pentru viața ta, bine, rău, cum decizi. Important este că, oricum, deciziile care le iei, chiar dacă sunt greșite, ele mai pe viitor te duce niște corecturi. Universul, să zic așa, divinitatea, că e îngerul aici la mijloc, el lucrează să te și avertizează când greșești, poate doar trebuie să-l înțelegi tu. E o zi foarte interesantă, foarte spirituală, aș putea să spun. E multă spiritualitate aici în aceste cărți. Din câte simt, poate că și universul, acum planetele sunt de așa natură încât să aducă această energie foarte aproape de voi. Și așadar, visele voastre, dacă le dați atenție sau la intuiția, la presentimente, cum ar veni, aveți niște presentimente. Presentimentele voastre
Pot fi, nu știu, o stare de fericire sau o stare de neliniște. Dacă aveți presentimente de fericire, înseamnă că sunteți poate de fericire, de liniște, de calm, de pace, cum ar veni de. E ca și cum ți arată că ești bine, ai mers, ai făcut lucruri bune. Dacă ai o stare de agitație, neliniște, ceva, ca și cum așa o strângere de inimă, de stomac, ceva, e posibil că te avertizează că ceva poate fi în regulă din ceea ce faci sau ți se poate întâmpla. Deci astăzi este astfel de zi, foarte. Dorințele se pot îndeplini, deci văd aici că există șanse să se împlinească dorințe, poate și datorită faptului că ai speranță, deci să nu-ți pierzi speranța, pentru că poți să primești vești bune, să ți se facă dreptate, să te învețe cineva măcar, chiar dacă astăzi nu ajungi la finalul, rezultatul cel care tu l-aștepți, dar totuși cineva îți dă un sfat, văd aici, cineva îți dă o speranță, ori tu, că ai, îți găsești forța, energia în tine, faci această schimbare, te trezești la viață, cum ar veni, îți dă un impuls, tu, prin puterea credinței, prin ceea ce citești, înveți, poate te și inspiră cineva, vedești că ai niște, e o zi așa a creativității, a inspirației, da? Și a dreptății pot veni și niște situații care să-ți aducă bani, dreptate, justiție și să te ajute să-ți îndeplinești dorința. Haideți să vedem la numărul 2, piatra albă. Ce spun cărțile? Foarte interesantă zi. Fantastică zi. Da, chiar. Știți că e o zi totuși, da, cu suișul și coborâșul, aș putea să spun. Da? Deci este o zi, într-adevăr, cu suișul și coborâșul. Este o zi în care pot să vă vină vești. Aici poate fi o zi așa, știți cum e cu suișul și coborâșul chiar în relații, în dragoste. Deci puteți avea ceartă și împăcare, spre exemplu, sau, nu știu, ceva neașteptat se poate întâmpla astăzi, dar și ceva care să vă dea o stare de fericire. S-ar putea pentru unii dintre voi să vină și o dragoste pe neașteptate. Da? Ori o împăcare, o veste, văd că îți vine o veste bună aici, dar posibil și vremea. Deci astăzi este o zi în care și vremea poate juca un rol important. Să știți că este o zi foarte interesantă, karmică, într-adevăr, și la această variantă mi-apare această situație, cu toate că și aici ai îngeri, și aici ai persoane care să te ajute, devin ca niște îngeri în viața ta, îți vine cu o salvare, cu un ajutor, ai pe cine te baza, în ciuda faptului că poate apare ceva, o neînțelegere, un conflict, un blocaj, o situație puțin care să te dea peste cap la un moment dat, în sensul figurat al cuvântului, nu înțelegeți în sensul literal, se depinde și de karma fiecăruia, pentru că la unii puteți afla și de ceva neplăcut. Dar vine apoi un ajutor, un sprijin. Țineți-ne ambiții, să știți că lucrurile neplăcute se pot întâmpla astăzi, poate și datorită ambițiilor cuiva, cineva prea ambițios, acea forță care mi-a ieșit din tăiere, cineva care dă în clocot, vrea neapărat să facă ceva și nu mai ține cont că trece peste nu știu ce situații care n-ar trebui să treacă, cum ar veni peste anumite etape sau nu ține cont de părerea cuiva, că îi face un rău, spre exemplu, ca și cum spune, tu calci pe cineva pe picior și îi spune, a, mă doare și tu continui să calci, adică nu-ți pasă, ca să mergi mai departe, da, poate să fie și acel, adică ai călcat, deci nu este un cineva care spune, a, mă doare, fals, pentru că chiar ai călcat pe cineva cum ar veni pe picior, cum se spune, și tu nu ești atent pentru că te grăbești sau pentru că ai această ambiție să nu spese, ca să-ți atingi tu obiectivul, fericirea de a fi cu cineva, de a face ceva, de a obține ce îți dorești tu aici, văd că poți obține un contract astăzi. Deci astăzi poți avea o reușită. E o zi karmică și ține cumva și de voința lui Dumnezeu, aș putea să spun aici, și în bine și în rău. Deci ca și cum și Dumnezeu, dacă ți se întâmplă ceva rău, a fost și voința lui ca să te atenționeze că nu e prea corect ce faci, sau ca să iei o decizie, să te decizi odată, să nu mai mergi în două, că aici cineva s-ar putea să fie și în două variante, nu să decide, dar are o situație de aceeași, adică dintr-o extremă în alta, aș putea să zic, ca și cum ori nu iei nicio decizie, ori o e decizie greșită pentru că nu te înduri să renunți la nu știu ce, ca și cum ai vrea să fii cu fundul în două luntre și atunci divinitatea cumva intervine ca să te facă să alegi doar o singură variantă și cea corectă sau să fii mai înțelept, mai prevăzător aici cumva, să nu fii atât de egoist, ambițios.
Puteți cunoaște unul dintre voi, aici chiar puteți cunoaște pe cineva, un tânăr foarte ambițios, un tânăr care poate fi chiar cu haine de stat. Văd că vă vine o veste, un contract, o veste, o scrisoare, ceva legat de profesie, de muncă. În schimb, pe relații, lucruri neașteptate. Vezi neașteptate, poate fi și cu cearta în păcare, poate fi și o dragoste la prima vedere, ceva care să te cutremure, să te dea peste cap. La alții poate să vină și o chestie de a renunța, te rupi de o altă relație și te duci, ai ambiția să te eliberezi de o relație care nu merge pentru că tu deja ai pe altcineva, cum ar veni, și doar trebuie să faci pasul decisiv. Aici o chestie totuși cumva care cineva dă o lecție cuiva, într-un fel, da? Adică ca și cum să zic, ești într-o relație dificilă în care partenerul nu se poartă frumos cu tine de ceva timp. Tu tot i-ai spus, vezi că te las, vezi că îmi găsesc pe altul, vezi că nu o să mai stau cu tine, vezi că mă mut în altă parte, etc. Și el a continuat să fie la fel. Și astăzi, cumva, tu primești veste, ajutorul, cineva te ajută ca să, ca și cum spuneam, cauți o casă și cineva spune, hai că ți-am găsit eu și tu pleci și îl lași. Și poate într-adevăr să-l lași puțin cu ceartă și scandal, posibil, sau el să intre într-o stare de nervi, să zic așa. Dar văd că până la urmă poți clarifica această situație sau tu mergi în viața ta și îți vezi treaba ta, dar acel personaj s-ar putea el să nu prea prindă prea ușor, prea de bine acest lucru. Pentru altele poate să fie și că na, în familie mai pot apărea și lucruri neprevăzute, ține și de vreme, poate. Relațiile cumva îți influențează întâlnirea, cum ar veni, întârzi la întâlnire, el întârzie pentru că se schimbă vremea și nu poate veni că da, se mai oprește pe drum sau, mă rog, lasă să se treacă vremea care e nefavorabilă. Aici pot fi și astfel de situații, dar Doamne ferește și de vreun incident, ceva pe relații, cealaltă scandal. Pe bani aici trebuie, aici un ajutor, poate de o clarificare legată de familie. Cumva aici, poate la unii dintre voi, trebuie să clarificați ceva care ține și de familie, are legătură și cu ambiție. Văd că sunt niște schimbări și aici pe care le iei, poate în planurile tale legate de câștiguri, de bani, de cheltuieli. Și pe sănătate ține de starea de spirit. Deci, dacă ai o stare de spirit pozitivă, acel sentiment de fericire, cumva ți se alimentează acest sentiment de fericire, poate și datorită unor întâlniri sau ambiții tale de a-ți crește starea de spirit, de a-ți îmbunătăți, de a nu te lăsa influența de energii negative, de a-ți cunoaște mai degrabă interesul, de a te ocupa de tine, de sănătate, de starea de spirit, dar poate fi și legat de prieteni. Aici poate ține și de prieteni, pentru că văd că pentru unul dintre voi poate apărea și o întâlnire romantică, sentimentală, sau o prietenie așa de suflet, ca de la soră la soră, la frate la soră, de la mamă la fiu la fiică, tată la mamă, etc. Aici cumva sunt niște energii foarte puternice care pot fi cumva și ca o lecție sau ca o răsplată meritată. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Foarte interesantă în cărți. Da, deci chiar este o zi. Deci să știți că ziua de astăzi este foarte, foarte interesantă. Foarte interesantă. Uite, și la voi am și puțin sucită. Ține de răbdare, poate, la voi, de calm. Să știți că o zi neașteptată, cu lucruri neașteptate, cu vești neașteptate, întâlniri neașteptate, poate, sau idei neașteptate, poate întâlniri mai puțin, că aici văd că ține de întreprinderea ta, de acțiunea ta, de inițiativa ta, să zic așa. Deci de tine depinde ca persoană. Poate că la această variantă, indiferent că sunteți doamnă sau domn, sunteți o persoană mai cu forță, sunteți și bărbați și femei în același timp, cum ar veni în voi, zace așa, acea forță masculină. Cumva, poate că într-o viață anterioară ați fost chiar bărbat, poate chiar ați fost bărbat în altă viață interioară, de aceea acum aveți acest temperament așa mai vulcanic, mai în forță, mai determinate, mai puternice, pentru că posibil că și într-o altă viață anterioară voi ați fost și un bărbat. Dar poate aveți și susținerea unui bărbat, văd aici cineva care vă susține punctul de vedere, care vă încurajează. Dar poate că și voi trebuie să aveți mai multă răbdare sau poate că aveți de-a face cu o persoană care nu are răbdare. Aici depinde și de care, depinde cum trebuie să vă comportați voi, cumva poate să calmați o situație, cum ar fi să ții copiii în frâu, știi că ei n-au răbdare, nu stau locul lui pentru că au mult temperament.
da, sunt mai activi, au multă energie, sunt mai temperamental, mai cu energie, sau sunteți voi care sunteți mai nerăbdătoare să ajungeți, să vedeți rezultatul, să vi se împlinească dorința, că asta se întâmplă acest lucru, să știți că este o zi foarte frumoasă. Deci la voi sănătatea sau calmul, starea de spirit de aceasta mai vulcanică, care trebuie poate puțin temperată acolo unde e în exces, sau cu cine aveți voi de-a face, cumva trebuie să găsiți calea, să zic așa, de a, și o veți găsi, văd că chiar țineți discurs, poate vorbiți cu cineva, convingeți pe cineva. Pe profesie, pe carieră, să știți că aveți idei, aveți inițiativă, aveți dorința de a fi pe cont propriu, poate aveți o idee chiar genială, vin lucruri neașteptate, plecați într-o aventură, începeți ceva nou, cum se spune, așa, poate într-un risc chiar, pentru că vă ca și cum treceți o excursie într-o vacanță, într-o expediție, poate unii dintre voi chiar vă luați liber de la servici și plecați într-o vacanță. Fie de unii singuri, fie găsiți voi în drumul vostru, da, sau pe neașteptate, cumva vă vine ideea să plecați brusc, brusc faceți schimbări de planuri, poate, dar ceva care vă dă veselie, bucurie, sau participați la niște evenimente cu copii, cu tineri care se distrează, care poate nu neapărat se distrează, cât tratează munca ca pe o joacă, ca pe o distracție, adică fac cu plăcere ceea ce fac, se simt liber să facă ce cred ei, cum cred ei. Puteți avea și de-a face cu o persoană mai particulară. Pentru relația aici ține chiar de voi, de ce vă doriți voi. Voi vă gândiți la voi mai mult, poate astăzi sau pur și simplu dacă sunteți singure, vă faceți planurile pentru ceea ce vă interesează pe voi astăzi, dar puteți și cunoaște. Pentru bani câștiguri, să știți că pot veni bani câștiguri, la unii dintre voi pot veni și datorită unei popularități, aș putea să spun, unei situații, să zic așa, care vă determină pe voi, sunteți mai ambițioși, aveți și rivalități, dar aveți și câștiguri. Pentru sănătate de voi depinde, sau de o anumită doamnă care vă ajută pe sănătate, cum ar fi să te duci la o persoană importantă care îți spune ce să faci, să-ți fie mai bine pe sănătate, sau te învață ceva, sau îți dă, te inițiază sau te inspiră, poate fi și o persoană care te inspiră, sau ești tu astăzi o persoană care ești chiar tu cea care te ocupi de frumusețea ta și înveți și pe alții cum să aibă această stare de sănătate, de spirit, de frumusețe pe care și-o doresc interioară, exterioară. Pentru dorința să știți că ține foarte mult aici de a fi poate mai cumpătați, mai calm, mai clari, sau chiar poate aici depinde de la fiecare, că ține foarte mult de o inițiativă, că depinde și cu cine ai de a face. Că la unii dintre voi s-ar putea să chiar trebuiește, cum ar veni, chiar să-i arăți cumva puterea ta cuiva care nu are calm, cum ar veni, sau nu are sinceritate. Și cumva trebuie să pui la punct aici niște lucruri, să le clarifici ca să aduci decantezi aici e cumva o zi în care cumva te energizezi cu cineva, ajungi să zic așa, la un echilibru sau ți-l vei căuta într-o relație cu cineva, un echilibru. Poți primi vești. Astăzi este într-adevăr o zi foarte interesantă cu vești, cu noutăți, dar poate și, cum să zic, e ziua așa cum o vrei tu. Tu decizi, tu nu ții cont decât de ceea ce știi tu, pentru că tu s-ar putea să fii o persoană care știi deja ce vrei, știi deja care sunt posibilitățile, limitele. Pare o persoană care ai o putere de influență, aici poți să fii chiar într-o popularitate, poți avea influență în societate, spre exemplu, sau într-un grup, da, ești un freelancer, spre exemplu, sau nu știu, un influencer aici și s-ar putea să întâlnești pe cineva care nu prea îi convine că tu ai o popularitate sau intri într-un conflict de idei, că acea persoană are o idee nebunească, care poate fi puțin ieșită din comun, dar cumva tu îi mai temperezi acest lucru sau chiar ajungeți la un echilibru, ca și cum îi arăți unde greșește și mai lasă puțin din pretenții, cum ar veni, mai temperezi un copil, așa cum mai temperezi un copil, care el vrea neapărat atunci ceva și tu, cu diplomație, cu tact, cu discursul ăsta care îl ai, reușești să-l convingi pe copil că nu e cazul să cumpere acel lucru în acel moment,
că nu-i folosește sau că nu puteți să vă permiteți, acum depinde de ce situație este. În orice caz, văd că există o zi în care pot veni noutăți pozitive. La voi nu pare karmic, că voi ați trecut dincolo de karma, aici voi sunteți împărăteasa, împăratul, să zic așa, cei care decide soarta, destinul și al vostru și îl influențați și pe ceilalți. Deci cumva, pentru că voi știți deja cine sunteți, da? Deci la voi nu există o chestie de karma, pentru că voi v-ați curățat poate deja karma și ceea ce faceți, faceți cu multă înțelepciune, încât să nu vă mai faceți o karma. Mai degrabă încercați să-i învățați și pe alții să-și curețe karma sau să nu-și facă o karma, pentru ca să fie fericiți, să fie, văd că aveți aici o inițiativă care poate fi de succes, da, într-un grup de prieteni, într-o, sau, mă rog, în familie, în ceea ce faceți voi. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, este o zi așadar frumoasă, cu noutăți pozitive. Vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!